Bine v-am găsit la prognoza meteo. Vremea va fi în general instabilă, cerul va fi variabil cu înnorări temporar accentuate în cursul zilei. Câmpii relativ extinse se vor semnala averse care vor avea și caracter torențial, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, care pot lua aspect de vijelie și izolat vor fi condiții de grindină. Pe arii restrânse, cantitățile de apă vor depăși 20-25 de litri pe metrul pătrat și izolat 35-40 de litri pe metrul pătrat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25 și 27 de grade, iar cele minime între 13 și 15 grade. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, astăzi în Zalău, temperatura maximă a urcat până la 25 de grade, iar minima s-a oprit la 15 grade Celsius. Mâine, cele patru orașe ale județului, vremea va fi parțial însorită. În șimleul Silvaniei se vor înregistra temperaturi maxime de 27 de grade și minime de 13 grade Celsius. În Zalău, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima zilei va urca până la 25 de grade, iar minima va coborî la 13 grade Celsius. Pentru locuitorii orașelor Giboș și Cehu-Silvaniei, meteorologii estimează o maximă de 25 de grade și o minimă de 13 grade. Vineri, temperatura maximă va atinge 27 de grade și cea minimă va scădea la 16 grade. Sâmbătă, mercurul din termometre nu va depăși 23 de grade și minima scade la 16 grade. Acestea au fost informațiile despre starea vremii. La revedere!